Am înțeles că mergem la război da. și nu... Da, mergem. Nu... Am... da Ba, adevărul e că avem pe cap azi, nu Asta, avem cam multe pe cap. Pe cap, da. Dar de ce nu, mergem nu la război? În că e o, e o veste la O, care o nu veste bună, tu. nu? <laughs> Marius, mai ții minte că atunci când a ieșit Iohannis, fratele tău, cu meu, jucăria aia că vrea el la secretar al NATO... Eram aici la măsuța amândoi mm -hmm. și eu ți-am pus și o întrebare. Nu mai ți minte, dar acum când o să spun de întrebare, ți ce aminte imediat, că ești da, copil deștept. Și da. iată, te-am întrebat așa. Marius, noi avem trupe speciale în Ucraina? A, da, mi duc aminte. Mai ți minte? Da, da, da. Și tu mi-ai zis, nu știu. Mm -hmm. Păi, Zici a Acum că? avem răspunsul. Aoleu, dar nu-l da de la început. Ucrainat. Avem? Da. Serios? Acum că... Păi, faci tu analiza. Hai, eu fac jurnalist. analiza și spun dacă Exact. E. Deci, Marius, e cât pe cei să intrăm în război până în gât doar pentru ca domnul Iohannis să-și tragă un, post. un șmen de post. Mm. Îți place asta? Foarte mult. Acum, -apreciez. să spun ceva. Am înțeles, e cu slavă Ucrainei. Foarte bine. Uh, dar nu crezi că atunci când e vorba de lucruri atât de grave Amărăți ăștia de români, ăștia care se uită la noi acum Pentru că probabil n-au nu, găsit nu, n -au, n -au găsit butonul -au găsit la stație nu jignești mie publicul da? Românilor, voi v-ați gândit vreodată așa De ce vă tratează ca pe niște proști Un dulap al cu indicele de inteligență După aprecierea mea sub limita de viteză în localitate Păi cât e? Ce... Păi, e mică, tu cam nu? cât crezi? Da? A? Deci, hai să vedem puțin, să deslușim treaba asta, că avem mm -hmm. foarte multă treabă, nu? Avem treabă, da? Avem. Păi, Marius, mai întâi, uite-te aici, cineva îi pune o întrebare. Mm -hmm. De unde putea să fie întrebătoarea? De la, de la Digi. Ah. Păi de unde? Nu, nu de la stație. Stația vine mai încolo, copii. Acum, mai e pe seară De la Digi. Mm -hmm. Sigur, săraca a întrebat, ăla i-a răspuns. Fata n-a observat că n-a răspuns la întrebare. Păi, acum și tu. Acum, probabil de-aia și întrebase de ca să nu răspundă. Poftim? Păi, fii atent. Ah. Hai să vedem. Nu, da, dar asta e bună, e deja poezie Că de-aia întrebase ca să nu răspundă. Da, 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 da. Aha, okay. Hai să vedem. Uite. Sigur, noi ne uităm acum, voi uitați și voi, dragii mei. Și în prima fază, după ce răspunde el ce răspunde, o să zici what the heck? Nu e nicio problemă. A zis omul ceva acolo, nu? Dați-mi 221, ce vă rog? Bună ziua, Ema Stoica, Digi24. Pe lângă Franța, mulți lideri din alte țări, precum Estonia sau Polonia, au vorbit deschis despre o posibilă detrămitere de militari în Ucraina. Știm declarația făcută de către Emmanuel Macron, ulterior a fost și prim-ministrul din Estonia. Întrebarea este dacă în România există această discuție, dacă la momentul acesta, România ia în calcul măcar să vorbească despre trimiterea de militari în Ucraina și, de asemenea, cum va face România să folosească totuși cei 2,5% din PIB pentru înzestrarea armatei, pentru că până acum nu s-a întâmplat. România nu va trimite combatanți în Ucraina. E simplă discuția și cred că cu asta s-a și terminat. Ce? Nimic, n-ai nimic de zis. Nu. Ce ți-am zis eu? Că nu trimite combatanți. Deci, iată După ce o să mergem pâși-pâși prin câteva lucruri, mai dăm o dată filmul uh -huh. Și atunci ai să-mi spui ceva. Ah, ok. Pentru că atunci vei fi avut gata borcănelul cu... Cu omurături. Nu. Pe nu cu alea se dobăreau dronele. Borcănelul cu... Lecii. Nu. Miere de albine. Nu. Uh, ică Ica negre? Nu. Apă plată? Nu. Lămâie? E, asta cu apă plată și lămâie <laughs> mai merge, pentru că e vorba de borcănelul cu analize. Ah. ah. Da? Am înțeles. Deci, ce întreabă domnișoara Radigi, fără să-și dea seama ce întreabă? Ce domnule, noi trimitem militari acolo? Mm. Și asta răspunde. Noi nu trimitem combatanți acolo. Ce ai zis, uh, Iohannis? Ce nu trimiți? Mm. Am înțeles. Uh, știi că pe 26 februarie l-a chemat Macron Împreună cu alții Să discute cu, atunci când s-a născut povestea cu trimitem Macron Cu trimitem acolo dacă Așa. nu se mai poate da. Așa. Și uh, după ce s-a dus, s-a întâlnit cu Macron A vorbit niște Macron. lucruri cu Macron Fiți atenți românași El a ieșit și ți-a explicat ție ce s-a întâmplat acolo da. Dați-mi 921 vă rog. E un extras din comunicat oficial de presă al acestui personaj mm. vai de capul lui, în care spune nimic. Președintele a participat în da. 26-a a discutat stadiul războiului de agresiune, dus de Rusia, bl, 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 continuare, bâl continuarea, pentru suveranitatea, integritate, lideri au reconfirmat, bla-bla-bla. Bla-bla-bla bla bla, o să-mi spui, bă, așa se face. Nu, nu așa se face. Nu așa se face. Ăsta e un comportament derbedeiesc. Dacă te uiți nu la... Nu să spun. Dacă comportamentul... Nu, da, comportament e ai derbedeiesc, da, dar nu comportamentul. Da, am înțeles. Deci, cum? Omul este șeful unei țări, sigur, nu scrie așa în Constituție, da, da. președintele, mă de -a. când a stabilit Coldea cu domnul Helvig ce statut are, vede mai la vale, stai, știi. Are statut? Da. A. Ah. Statu, palmă, barbă cot. Ai... Da, bă, am citit. Oamenii, alba... oamenii nu știu despre ce vorbim, că ei s-au născut <coughs> cu ăsta, mână, cu laptopul, cu, laptop. cu telefonul. Nu interesează cu pe ei Tableta. De asta. Deci, după întâlnirea din 26 februarie la Paris, domnul președinte al României găsește de, mă rog, nu? Da. Este el așa inspirat să ne spună nimic despre ce s-a întâmplat acolo. Nu e așa? Mhm. Mm ai văzut? Atunci, ce crezi tu că ne spune Macron despre treaba asta? Că... Hai să vedem. Da. Hai, uitați-vă bine. La început a zis că... Pentru că Macron, așa cum e el, bă, nu-și permite luxul securistic să hotărească peste destinele țării lui, peste destinele poporului lui și să-i trateze pe francezi cu atâta scârbă Atenție cu cine votați. Cu prepoziționați-l ăsta, de pildă. Ca să știți cum o să vi se întâmple. Da, așa se zice la americani. Ah. Bun. Deci, fii atent ce spune Macron. Dați în 87, 87, ce vă rog. Ia. Philippe Ricard, pe Journal Le Monde. Bonsoir. Apropo de, de l'envoi eventual de trupe au sol, Vous dites que ça a été évoqué. Est-ce que vous pouvez préciser par quel pays ça, ça a été C'est hein, -ce un pays ça? qui envisagerait de le faire à titre bilatéral. Et pourquoi euh, la France n'y est pas favorable à ce stade Merci. Alors, je n'ai absolument pas dit que la France n'y était pas favorable. Je ne lèverai pas l'ambiguïté des débats de ce soir en donnant des noms. Je dis que ça a été évoqué parmi les, 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 points dit vous dit sur les cinq points sur lesquels... Il y avait Yo, un consensus qui ça était établi. Là, on mmh. points. Si ces points. Ces points, d'ailleurs, étaient totalement mis en œuvre et il ne faudrait pas exclure qu'ils nécessitent des sécurisations qui justifient ensuite quelques éléments de déploiement. Mais je vous ai dit de manière très claire ce sur quoi la France maintiendra sa position, qui est une ambiguïté stratégique que j'assume. Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre. La Russie ne peut, et ne doit gagner cette guerre. Merci. Mersi. Deci ce spune Macron după întâlnirea cu Iohannis? Dacă au avut o dezbatere, deci, s-au hotărât... Uh... Am stabilit mm, 5 puncte, puncte pe bază de consens. Unde este comunicat oficial al președintelui României cu privire la aceste 5 puncte? La Sibiu. Macron, în conferința de presă, se referă pe larg la cele 5 puncte. Nu ți-am dat aici, mm -hmm. o să-ți dau imediat. Unde este prezentarea acestui raport în fața națiunii de către omul care are pretenția să o reprezinte și care angajează destinul unei țări da. într-un conflict atât de periculos ca cel care se derulează acum la frontierele României. În spam. În spam? Păi da, dacă nu. Na... Atâta poți? Deci, pe moment, da. deci ce ți-a spus Macron? Băi, fraților, am, am stabilit pe consens 5 puncte. 5 puncte. Ești curios? Da. Păi, hai să vedem mai întâi ce a aflat presa franceză Despre... de la Macron. Mm -hmm. Și tu ai să îmi spui de ce presa română nu a întrebat nimic. Pentru că n-am fost acolo eu. Păi eu te-am întrebat altceva, nu te-am întrebat de tine. Deci mai formulează o dată. Deci dacă, te-aș te considera pe tine presa română în halul în care e presa română, bă, nici n-aș mai veni pe aici. Pentru că ai putea trece prin față. Nu, tu nu ești presa română, tu ești. Păi di mă... Di presa. Exact, da. Hai să vedem. 922, A, vă rog. Televizorul lor. Mm -hmm. Da? Da. Ce spune micuțul Macron? Da. Pe 27, -a, a doua zi. Exact. Zice micuța televiziune, da? Conferința a reunit șef de stat de guvern, deci a fost Iohannis da, acolo. consens cu privire la 5 categorii. Categori. Ia fi atent că ține și la televiziunea. Deci, o chestiune cyber defensivă. deci fii atent dacă e vorba de desfășurare de forțe, spune Macron ce? Pe chestii contra atacurilor cibernetice, Fi atent, da. O producție de armament, capacități militare și muniții în Ucraina, Fi atent, apărarea celor amenințate direct de ofensiva din Ucraina, Vezi că aici este vorba și de modul cum ar putea acoperi în Ucraina frontiera cu Belarus. Uh -huh. Și vezi că spune, forțe non-militare, spune televiziunea, pe care le-am putea trimite acolo. Adică nu forțe care se angajeze direct în conflict cu forțele ruse, adică nu forțe cum? Speciale. Combatante. Ah. Ce ți-a spus Iohannis? A, ah, asta înseamnă forțe militare. Forțe nu, combatante, nu? Nu, sau ce? nu. Păi, îți spune aici, vezi, ei folosesc un termen televiziune și ei, fii atent, operațiuni de deminare, pe astea s-a obținut consens. Asta trimite, transmită televiziunea, dar eu te duc acum la. Ce spune Macron? Nu la ce spune Macron, te duc la băiatul care explică ce spune Macron. Aha. Cu privire la înțelegerea pe care au o făcut-o acolo, înțelegerea în care a implicat Iohannis, da? da? Și ca să vezi despre ce e vorba, să înțelegi și mai bine, mergem la domnul ministru al afacerilor externe. Monsieur Sejurme. Al Franței. Al Franței. 909, vă rog. Și uite-tu ce frumos îți explică băiatul ăsta. Întrebare. Problema trupelor terestre a fost ridicată mm -hmm. în discuție. Exact ce a întrebat micuța. Mm -hmm. Pentru că micuța de la Digi îl întreabă pe și următorul lucru. Trimitem -mi militari acolo și el zice nu trimitem combatanți. Nu asta te-a întrebat. Mm -hmm. Nu te-a întrebat de combatanți. Te-a întrebat dacă trimite militari. Militari, da. E cu totul altceva. Cu orice formă, corect, da. Exact. O practic ofentează, ea nu-și dă seama, presa nu observă. Esența poveștii legate de combatanți e aici. Ce spune omul? Există cinci acțiuni care au fost consensuale. Ce înseamnă asta? Adică Iohani și-a dat acordul. Problema cibernetică. Problema protejării frontierilor între Ucraina și Belarus. Ce-ți-am mm -hmm. spus? Fii atent, un număr de trupe ucrainene se află acum la graniță pentru a o proteja. Trebuie să eliberăm aceste forțe de luptă pentru a merge pe teren. S-a deschis o discuție în jurul acestei probleme. Se pune problema cooperării industriale cu Ucraina. Ce zicea televiziunea lor, da? Bun. Și zice mai departe. Subiectele astea au fost discutate, obiectul unui consens. Fii atent, nu există o divizare a europenilor, așa cum am auzit mai ales pe toate canalele TV. Da. Atenție! Uite-te acolo pe roșu. Da. Această problemă a trupelor combatante pe teren nu a fost ridicată încă o dată. Deci, ce îți spune? Nu vrem să trimitem trupe combatante. Adică, mm -hmm. ce? Trupe care să se angajeze direct în, în operațiuni militare împotriva rușilor. Exact. Dar trimit trupe. Necombatante. Necombatante, mm -hmm. spune el. Trimit trupe. Și zice mai departe. Uite, spune de ce. În timpul acestei întâlniri am discutat despre acțiuni, precum deminarea, minarea, acțiunile cibernetice pe care tocmai le-am menționat, care ar putea duce în mod eficient la desfășurarea pe teren. Lucrurile astea și le-a asumat Iohannis. Este în proporție de 90% după ce vedem așa ceva, este în proporție de 90% evident că s-ar putea ca aceste trupe să fie deja acolo, pentru că toți ceilalți au. În Ucraina. Da. Mm nu care să angajeze direct forțele ruse, dar care se ocupe de training, de deminare. Este un pic, și la graniță. Exact, care să fie exact. la graniță exact, cu Belarus. Exact. Care ar putea ce mod eficient la desfășurarea pe teren. Dar cadrul este foarte clar și vreau să le reamintesc telespectatorilor acest lucru. Este de a învinge Rusia fără a merge în război cu Rusia. Correct. Deci, Marius, Macron n-a spus, uite la mine aici, n-a da. spus așa, am, nu știu, divizia a treia aeropurtată, nu avem nevoie să spunem asta. Cum zice el, ambiguitate strategică. Exact. Dar îți spunem clar, avem consens să facem asta. Ce ne-a spus nou Iohannis? Că nu trimite într-o pe combatant, atât. Păi nu. Asta atât, fentând o întrebare. Da, da, da. Dar întrebarea era, Odată trimite militare acolo Și al doilea lucru În momentul în care Iohannis a întors De la întâlnirea cu Macron De pe 26 februarie Unde este raportul da. către țară? Pentru, pentru mine că, e clar Că și-a asumat să trimită acolo trupe E adevărat nu combatante Asta spune Macron E consens pe asta De Luptă împotriva amenințelor cibernetice Acoperirea frontierei cu Belarus E grav ce îmi spui E grav? Da pentru Doar că atât? Nu numai că nu dă doi bani pe poporul cu dulapul care, cu viteza în localitate, dar nu spune absolut nimic. Dar, Marius, da, dar. Eu... Dincolo de indiferența și aroganța, Dar dacă eu, eu acolo. voi trimite și probabil acum sunt acolo, pentru că n-am, eu trebuie să-l cred pe săjurnești pe Macron. Da, pentru că asta era în februarie, nu? Sigur că da, sigur că da. Dar... Păi, tu din februarie până cu ce ai păzit? Păi, micuțule, cum ce am păzit? De ce zici, și mie? zici Eu? Și mie, nu te uh, supăra. Ceva... Uh, Iubirea mea. Aia. Aia. încep aia. să vin acasă. E, de ce trebuie să venim noi la Mai, masă? e marca înregistrată, nu, nu, de, lumea, ce, mă. de ce venim noi la masă asta aici? Da. Ridicăm acum această problemă în timp ce toată România a dormit până azi. Frumoasa din pădure? Sau da? Frumoasa adormită din... Frumoasa adormită, nu? Da. Că așa e De la granița, din pădurea. la granița cu da. Ucraina. ce asta? Nasol. ce e asta? Uh, nu, Nasol, moment, mișto coliva. Și eu, te întreb următorul lucru. De ce m-ar avantaja pe mine să trimit eu niște militari nu români știu. pentru deminaje acolo? Păi dacă va bombarda, ai văzut, cad rachete rusești pe mol. Poate or să cadă pe ei. Și or să moară oamenii acolo. Un pic, ce sau... facem atunci? Poate să fie trupe care să stă la granița cu Belarus. Exact. Și ce facem atunci? Ascundem de casket? Adică atunci când vine coșciugul, băgăm pe DN2 să nu vadă poporul român? Cum facem? O să aflăm de la familie. Chiar crezi că o să afli de la familie? Sau nu știi cum se ocupă sri ca să nu afli? Dar ce faci? Păi îți Chide... arăt eu. Îți ah. arăt eu cum se ocupă sri Să nu ceva rău de serii sau... Nu, că și-au zis singuri. A, ah, așa da? Da, păi nu n avem nicio treabă. Sau de Ruhani să mm -hmm. zic ceva rău. Ia zi, Marius, da. până, până să trecem mai departe cu lucruri grele. Deci, de ce Iohannis nu a venit și a spus mi-am asumat să trimit trupe pentru deminare în Ucraina? Pentru că avem alegeri. A? Unu, pentru că nu-i pasă. Așa. Unu, înainte de toate că nu-i pasă. Dar Macron are alegeri? Este totuși o diferență. Care? Între Macron și Iohannis și între Franța și România. Și care e diferența, Marius, să spun eu? Este diferența între gulerul meu de la Cămașe, înainte să mă îmbrac cu ea, și gulerul meu de la cămașe, după ce am fost îmbrăcat în cămașa asta, o zi întreagă. Ce ți asta. mai place figurile de stil? Asta e diferența. Nasol. Nasol momentul, exact cum spuneam și Doamne ferește să fie mișto cu toate că... Marius, n-am nicio îndoială în momentul în care te-am... Și spun de ce se întâmplă asta. Pentru că micuțul plusa. Plusa pe varianta cu... A, crezi că... Ca... Da. <laughs> Bineînțeles. Vezi că și este. s-a dus la Biden pe lângă faptul că Păi, ce crezi? Am trimis și acolo? Că Acum există pe Politico. Mm -hmm. O listuță, știu unde a ajuns? Micuțul? În, în ce zonă? 37 sau Nu, 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 lasă-l. Cam ce poziție de funcție în Europa că e nebunit să obțină și el ceva? Ceva, o funcție nouă care nu, se. Nu, un nu, comisar... nu, nu. L -au, l -au, exact, l-au trecut pe lista posibil. Păi, comisari. Asta e în penița lui Ciolacu, adică da. guvernul va propune un comisar. Comisar cu nu știu ce. Deci om, a om care a Politico. fost exact, om care a fost șeful statului la ce se pretează. Ca și Băsescu. Ca și Băsescu. Băsescu mai rău de atât, el da, a fost parlamentar dar eu nu cred, că, dar eu adică cred că, că mi aduci cel mai bun exemplu. Știi că mai, mai este unul săracu, a fost șef de guvern în Belgia, Ferhofstadt care mm -hmm. s-a dus în Parlamentul European. Dar știi cum e Parlamentul? Sunt prim-ministrii care ajung pe acolo. Ai văzut că și, și Michel vroia. Mm -hmm. Asta e un fel așa de descărcare nervoasă Parlamentul mm -hmm. European. Exact. Te duci tu un la fel relaxare. De vacanță. Exact, vacanță. April. Exact. Băi, treaba cu asta, comisar, e o funcție. Stai, stai, că schimbăm și. Comisarul, dacă te uiți în protocol, este cumva echivalentul ministrului într-un guvern. Bai, ai fost șeful statului, mă. Te-ai bucurat de încrederea poporului român. Nu te ce duci, vrei, mă, nefericitule. Acuma. Mă, eu nefericitule. Dacă mă angajează și la Parlamentul European să schimb și ăla, în steagurile, în curte m-aș duce pentru deci, maxim 20.000 de euro pe lună. Îți mai dau dată da. întrebarea de la DG, unde răspunde el că nu trimite da combatanți? e clar, Vali, dacă vrei, o dăm. Da nu, te-am întrebat dacă mai e no, nevoie. Nu, e caz. Deci, trimitem trupe? Nu, e clar că nu da, trimitem combatanți. Uh, una este că avem parte cel puțin în, cinci, în ultimii cinci ani. De fapt, în ultimii zece, cel mai, cel mai secretos, uh, cum să-i spun, nu președinte, cel mai uh, sistem Da, dar atunci, de care a avut partea da, România. dar atunci când pe secretomania ta bași țara, Ai, posibil aici. război... Deci plecând de la faptul că a fost cel mai secretos regim, acum dăm ceva, lucruri Marius? mult mai grave. Nu, 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 stai. Nu. Da, așa, deci știi ceva? Hai să ne mai ascundem după degete. Nu este secretos termenul cel mai adecvat. E securist. Are. Da, e mult securist. mai... Securist. Acopere mai bine realitatea, și da. Și te vedem acum. Mm -hmm. Dacă a fost sau nu așa voi, stați pe aici. O să vedeți.